Bine, fraților, haideți să ne rugăm. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ești Tu pentru noi. Ești Tatăl nostru. Ești sprijinul nostru. Ești răscumpărătorul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru că în vremuri tulburi noi ne putem pune toată încrederea în Tine. Te rog frumos să ne sprijinești pe fiecare. Te rog să continui să lucrezi în viețile noastre. Și să ne ajuți, Doamne, să fim așa cum vrei Tu. Să facem ceea ce vrei Tu. Să vorbim așa cum vrei Tu. Întărește-ne pe toți. Binecuvintează casele noastre. Păzește casele noastre. Îți mulțumim pentru biserică și pentru seara aceasta. Vino între noi, luminează-ne și călăuzește-ne în tot adevărul Tău. Amin. Amin. Textul pentru această seară este un episod deosebit de complex din viața lui David. Acest episod îl găsim în 1 Samuel, capitolul 25. M-am frământat dacă să citesc tot capitolul, dar în final am hotărât să citesc. Și ce vă spun acum, nu vreau să o luați ca pe un afront sau ca așa. Eu nu știu când ați citit dumneavoastră ultima oară prin 1 Samuel. Și vreau să vă aduc aminte că întâmplarea este deosebit de zbuciumată și este foarte util să o avem proaspăt în minte. 1 Samuel 25. Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns. Și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a coborât în pustia Paran. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri, cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-i de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tu unzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune. Să capete, dar tinerii aceștia, trecere înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă, dar te rog, robilor tăi și fiului tău, David, ce te lasă inima? Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David? Și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele, pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei, și să le dau unor oameni care nu sunt de nu știu unde, care sunt de nu știu unde. Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabalăcuri. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru
și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte. În tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut. Căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi, luați înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei, Nabal. I-a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se coboreau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, eu sunt de vină, Domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum îi este numele, așa este și el. Nabal, nebun, îi este numele. Și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să verși sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii răi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta, Domnului meu, și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți iai viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrășmașilor tăi. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigailei, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mânia. Dar viu este Domnul Dumnezeului Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna Abigailei ce i-adusese și i-a zis, suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Abigail a ajuns la Nabal și tocmai el dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc. Inima îi era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevasta sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte
și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. David a aflat că murise Nabal și a zis: binecuvântat să fie Domnul că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. David a trimis vorba Abigailei că vrea să o ia de nevastă. Slujitorii lui David au ajuns la Abigail, la Carmel, și au vorbit așa: David ne-a trimis la tine ca să te ia de nevastă. Ea s-a sculat, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: iată, roaba ta se socotește ca o roabă, gata să spele picioarele slujitorilor domnului meu. Și îndată Abigail a plecat, călare pe un măgar și însoțită de 5 fete. A mers după solii lui David și a fost nevastă. Acesta este evenimentul pe care și noi îl studiem în această seară. Și încep studiul nostru cu câteva observații despre mânie. Ce se întâmplă cu omul care este cuprins de mânie? Mânia este neprevăzută și de cele mai multe ori paralizantă. Totul a mers bine în viața lui David și când a venit răspunsul adus de tineri din partea lui Nabal, totul s-a întunecat. Adesea mânia nu mai poate fi ascunsă. E văzută de cei din jurul tău. Cu David sunt gata să meargă 400 de oameni, toți cu săbii, să se răzbune pe Nabal. Cu toate acestea, mânia este o alegere. Și ușor, ușor devine un obicei. Orice om se surprinde pe el însuși când îl cuprinde mânia. Ajungi la o anumită împrejurare care e așa ca un întrerupător în momentul în care mânia a devenit un obicei. Mânia este o reacție la frustrare. E o nemulțumire profundă undeva. Și în acest eveniment, acela care odată în peșteră a avut ocazia să-l ucidă pe Saul, dar a avut putere de stăpânire de sine și tai numai colțul hainei, de data aceasta pleznește cu totul. Este de nerecunoscut. De nerecunoscut. E gata să extermine o întreagă familie, să ucidă cu sabia pe toți bărbații din casa lui Nabal. Așadar, această pierdere a stăpânirii de sine duce la comportament nebunesc. Este omul care acționează ca și cum ar fi fără minte. Vorbește într-un fel și e gata să comită atrocități. Într-o așa împrejurare în viața lui David, la mânie extremă care e gata să ducă la ucidere, Domnul scoate în cale o femeie cu judecată și frumoasă și oprește mânia și uciderea. La acest eveniment complex, ce se întâmplă, cum e Nabal, cum e în casa lui, cum e Abigail, cum e David, la toate acestea vreau să ne uităm și noi în această seară. Și ne ajută dacă explicăm situația. Ce se întâmplă de fapt? Nabal era bogat.
Avea multe oi, 3000, multe capre, 1000. Pentru toate acestea trebuie un loc bun de pășune, care de cele mai multe ori nu este acolo unde stai tu. Păstorii tăi, cei care îngrijesc turmele tale, să duc, în cazul de față, cel mai aproape, la muntele Carmel. Oamenii aceștia cu atâta bogăție, 3000 de oi, 1000 de capre, sunt supuși la tot felul de pierderi. Așa cum au fost tâlhari odată, așa sunt întotdeauna. În locul acela era și David. Și este această înțelegere. David cu oamenii lui le oferă protecția de care au nevoie. Și oamenii și mărturisesc. Ei s-au purtat bine cu noi. Au fost ca un zid, zi și noapte pentru noi. Nimeni nu ne-a făcut niciun rău. Nu ne-au luat nimic. Dar în text, înțelegerea, în substrat, este următoarea. Când vine ziua, ziua tunsului, când se tund oile, Nabal plătește acest serviciu. Și David își trimite tinerii la Nabal și citim cuvintele pe care David li le-a spus lor să le spună lui Nabal. Dar Nabal era un om aspru, un om rău, era un om fără minte, un om deosebit de egoist. Soția lui, în schimb, era opusul acestuia. Era femeie cu judecată, femeie frumoasă la chip. Oamenii lui David care au protejat păstorii lui Nabal și-au câștigat un nume foarte bun. Au fost buni cu păstorii lui Nabal. Nu i-au ocărât, nu i-au luat nimic. Tot timpul cât au fost cu ei la Carmel, n-a fost nicio pierdere. Toată lumea a fost deosebit de mulțumită de ce s-a întâmplat. Toate bune până la ziua plății. Și aici avem trei conflicte pe care le desprindem din text. Ne dăm seama când citim cu atenție acest text că între Nabal și soția lui nu e nicio legătură. Ea caută să luptă, să fie fidelă, să păzească familia ei, dar Nabal n-are el nicio treabă. Acolo avem prima ruptură, primul conflict așa mocnit. Oameni cu temperamente așa de diferite, cu atitudini așa de diferite. Felul în care se poartă cu ceilalți este atât de diferit. Uitați-vă la... Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le spune unul dintre slujitori Abigailei. Stăpânul nostru e așa de rău, nimeni nu îndrăznește să vorbească cu el. Și el nu se duce la Nabal să-i spună, uite, vine David cu 400 de oameni să ne distrugă. El se duce la Abigail. Știe că acolo poate găsi deschidere și să poate face ceva care să salveze situația. Cel de-al doilea conflict este între angajator și angajat. Tunsul oilor e vremea plății. David aude, da? Nabal tunde oile, își trimite omul să plătească Nabal atât cât vrea el. Dă robilor tăi cât te lasă inima. Dacă recitiți versetele 10, 11, să vedeți
Cum răspunde Nabal? Totul e despre el. La oile mele, la vitele mele, la tunzătorii mei, la... Totul e numai despre el. Al meu, al meu, al meu, al meu, al meu. Și aici se rup toate. Când David aude ce a spus Nabal, reacția lui este o reacție extremistă. Mintea e întunecată de mânie. Și e gata să omoare pe toți din casa lui Nabal. David își pierde stăpânirea de sine. Și se iscă un conflict mortal. Noi nu știm cum au aflat slujitorii lui Nabal că David urmează să vină. Dar fără îndoială, fără îndoială că între oamenii lui David, auzind mânia și cuvintele lui David, au făcut să ajungă mesajul în cealaltă parte. Și așa a și fost. Ei știu că urmează pierderea stăpânului și a întregii lui case. Ei știu de hotărârea aceasta luată de David cu oamenii lui. Și așa ajungem la cel de-al treilea conflict. Această tensiune mare, da, nervos la maxim. Și te duci spre ucidere sau dai înapoi. Această frământare mare, noi o vedem în cuvintele lui David după ce Abigail reușește să-l oprească. Uite cum tu m-ai oprit. Cum mi-a ieșit în cale. Și nu am făcut ceea ce am vrut să fac. Personajul de la care noi avem foarte mult de învățat în această seară este Abigail. Ce-a făcut această femeie de l-a putut opri pe David de la o mânie oarbă care a fost gata să ucidă? Ea află de la oamenii lui Nabal de problemă. Într-un mod surprinzător, dar nu de neînțeles, Abigail nu-i spune nimic lui Nabal din ce urmează ea să facă. Și noi aflăm de ce. Când vorbește cu David, spune numele, cu ăsta n-ai ce să vorbești. E așa cum îi spune numele. Nebun. E rău. Ea acționează în așa fel încât să-și scape casa de la moarte. Aceasta a fost motivația ei imediată. Acționează rapid și noi, din poruncile pe care le dă ea, noi vedem cât de bogați erau. Câtă pâine era gata, pregătită. Câte burdufuri cu vin, câte turi de custafide, totu-i așa, păraf, le-ai luat și du-te că vin 400 de oameni cu săbii să ne omoare. Când ai un soț rău și nebun, nu prea mai ai ce să vorbești cu el. Cauți să salvezi ce se mai poate salva. Abigail în acest timp foarte scurt și-a făcut foarte bine următorul plan. A acționat cu tact, a acționat cu credință și a acționat cu loialitate. Vreau să ne uităm în detaliu la toate acestea trei. Cum cu tact? Abigail nu este prima persoană în Biblie care folosește darul pentru a potoli mânia. Aduceți-vă aminte de Iacov și Esau.
Iacov face exact la fel când vine ziua împăcării. Trimite darul, slujitorii, înainte. Iar apoi vine și el. Așa a fost și cu Abigail. Avem acea listă cu bunătăți, toate puse pe măgari, slujitorii sunt trimiși înainte și ulterior vine și ea. Când se întâlnește cu David, raportarea este deosebit de bine clarificată. De 6 ori ea vorbește despre ea, eu sunt roaba ta, slujitoarea ta, iar tu ești domnul meu. De 8 ori așa îi spune. Aceasta este raportarea. Acest tact în delimitarea rolurilor se dovedește a fi deosebit de eficient. Apoi, tot cu tact, ea nu ascunde cum stau lucrurile. Nu ascunde cum e soțul ei. Nebun, dus, rău. Așa este. Și spune lui David, nu spune mintea cu omul nebun. Dar ea merge mai departe. Da, soțul meu a alungat pe slujitorii tăi. Dar eu n-am văzut când s-a întâmplat asta. Și acum ea este o persoană care mijlocește între cele două părți. Mediază acest conflict. Acesta este tactul din abordarea Abigailei. Al doilea element din planul ei de a potoli mânia lui David ține de credința ei. Femeia aceasta știa și credea puternic că lui David într-o zi Domnul îi va da împărăția lui Israel. La versetul 30 găsim lucrurile acestea. A crezut că David va ajunge rege. Și îi spune, că aici este din nou foarte, foarte iscusită, nu te păta cu această ucidere. E ceva ce nu se mai șterge. Ai omorât la mânie. Da, ai fost nedreptățit de Nabal. Dar soluția nu e uciderea, nu să-l omori. Când Domnul va face bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. Și cu lucrurile acestea, tactul ei și credința ei opresc mânia lui David. David primește, acceptă darul pe care l-a adus această femeie și se întoarce înapoi la locul în care stătea și Abigail se duce acasă. A fost nevoie de tact și de credință vis-a-vis de David, iar acum își dovedește față de soțul ei loialitatea. Ajunge acasă. Ea abia scăpat de la moarte pe toți și acasă e chef împărătesc. Și soțul mor de beat. Spune asta la versetul 36. Când e beat, n-ai ce să vorbești cu el. Îl lasă până dimineață. Și când se trezește, îi spune exact ce s-a întâmplat. Îi istorisește cele întâmplate. Ce-ar fi trebuit să facă Nabal? Ce femeie bună și înțeleaptă, ai scăpat familia de la moarte. Nabal face atac de inimă. Face atac de inimă când ești șocat. Și cel mai probabil, șocul vine. Cum să dai tu atâta lui David?
Nu avem relatare explicită, dar atâta ni se spune. Inima i s-a împietrit, iar după 10 zile Domnul l-a lovit pe Nabal și a murit. Femeia aceasta a fost loială familiei sale. I-a spus soțului ei lucrurile pe care le-a făcut. Ce reacție are David când află că Nabal a murit? Versetul 39. Binecuvântat să fie Domnul că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal. Și-a împiedicat pe robul său să facă rău. Iar al doilea lucru pe care îl face, o cere de nevastă pe Abigail. Și Abigail acceptă. Este un eveniment care se termină foarte bine. Din acest eveniment așa de complex, pentru noi, astăzi, putem lua 3 lucruri. Lecția numărul 1. Când se stârnește un conflict, caută să fii înțelept. În conflict, tind să te porți după îndemnurile firii pământești. Tind să fii lumesc. Când se naște un conflict, nu sări la concluzii pripite. Cântărește bine situația. În orice conflict, întotdeauna, sunt cel puțin 2 perspective. Pot fi mai multe, mai ales dacă sunt mai multe părți în conflict. Fiecare vede într-un anumit fel. Roagă-te să vezi cum vede Dumnezeu situația. Asta înseamnă să te porți cu înțelepciune când ești în mijlocul unui conflict. Asta este prima lecție. A doua lecție. Ia fiecare conflict așa cum vine. Abordează-le separat. Despre ce e vorba? Dacă ai biruit astăzi într-un conflict și ai fost înțelept, să știi că pentru mâine nu se pune. Pe fiecare trebuie să-l iei de la zero. Faptul că David a avut putere de stăpânire în peșteră și nu l-a omorât pe Saul, nu mai a tăiat colțul hainei și apoi a discutat cu el ce a trebuit discutat. Asta a fost înainte. Acum, când Nabal l-a nedreptățit, a trebuit să o fi luat de la început și să se controleze așa cum a făcut-o înainte. Bătălia câștigată ieri nu se socotește când vine necazul de mâine. Fiecare zi este o zi diferită. Ce ai câștigat ieri nu se pune azi. Lecția numărul 3. Când îți dai seama că nu mai poți face nimic, așteaptă. Nu fă nimic. Oprește-te. Impasurile mari cer frâne foarte puternice. Să te poți opri. Nu face nimic în grabă. De regulă, când te grăbești, nu faci ce este bine. Când aștepți, s-ar putea să nu se schimbe situația, dar s-ar putea să te schimbi tu. S-ar putea să mă schimb eu. Și vedem în această întâmplare, Nabal nu se schimbă, dar să schimbă David. Da, a mai fost a treia parte, Abigail între ei, a mijlocit. Și așa s-a
rezolvat situația. Orice situație de mânie este complexă și duce cu mare ușurință la nenorociri. Dar orice împrejurare de mânie poate fi oprită. Și textul nostru, exemplul Abigailei, este concludent în privința aceasta. Cum te porți cu un om mânios? Cum te porți când ești într-o împrejurare în care este mânie? De la Abigail învățăm tact, credință și loialitate. Cam acestea au fost lucrurile pe care le-am avut în această seară. Timp de întrebări.